Excelența voastră, domnule Alain Juppé, stimați invitați, stimați colegi, dragi studenți, este o onoare și o mare plăcere să vă adresez câteva cuvinte de bun venit cu ocazia acestei ceremonii deosebite, în care acordăm titlul de doctor honoris causa domnului Alain Juppé. În calitate de președinte al Senatului Academiei de Studii Economice din București, este un moment deosebit pentru mine să fiu martor la recunoașterea contribuțiilor remarcabile ale unui om cu o carieră și o viziune de excepție. Decernarea acestui titlu este rezultatul unei propuneri venite din partea Consiliului de Administrație al Academiei de Studii Economice și a unei decizii unanim adoptate de Senatul Universității noastre. Este o confirmare a aprecierii noastre pentru domnul Alain Juppé și pentru eforturile domniei sale remarcabile în domeniul politic, cultural, al reformelor academice și administrative. Domnul Alain Juppé nu este doar un nume recunoscut în peisajul politic european și internațional, ci și un lider inspirat cu o carieră diplomatică impresionantă, fiind totodată un susținător constant al României pe parcursul european. Ca și membru al Consiliului Constituțional, fost prim-ministru al Franței, ministrul afacerilor externe și primar al orașului Bordeaux, domnul Juppé a demonstrat o calitate excepțională în administrarea afacerilor politice și în promovarea valorilor europene și globale. Personalitatea domniei sale este una profund respectată, fiind recunoscut pentru integritatea sa, pentru abilitățile de negociere și pentru angajamentul constant în promovarea dialogului și a cooperării internaționale. Acordarea titlului de doctor honoris causa reprezintă, într-un moment aniversar pentru Academia de Studii Economice, atât o recunoaștere a realizărilor domniei sale, cât și o expresie a valorilor noastre fundamentale. Universitatea noastră are o tradiție bogată în acordarea acestei distincții unor personalități remarcabile, 59 până acum, personalități care au avut contribuții semnificative în diverse domenii ale vieții sociale, economice și academice. În același timp, aniversăm mâine, 6 aprilie, 111 ani de existență a Academiei de Studii Economice, un moment important în istoria noastră. De-a lungul acestor ani, Academia de Studii Economice a promovat valorile academice, calitatea în învățământ și cercetare, precum și implicarea socială, pregătind generații de lideri și profesioniști capabili să facă față provocărilor contemporane. Astăzi, în cadrul acestei ceremonii, nu doar că reconfirmăm angajamentul nostru față de excelența academică, ci subliniem și importanța dialogului și a colaborării internaționale în construirea unui viitor mai bun pentru noi toți. Vă mulțumesc! Și acum o să îi dăm cuvântul domnului profesor universitar dr. Marius Profiroiu pentru a ne prezenta laudațiul. Votre Excellence, Monsieur Alain Juppé, soyez bienvenu dans notre université. Domnule președinte al Senatului, domnule rector,
domnilor ambasadori, dragi colegi, comunitatea Academiei de Studii Economice din București este în permanență în căutarea unor modele de figuri emblematice pentru societățile actuale, recunoscând valoarea, inovația, profesionalismul și dăruirea în slujba vieții noastre publice. De aceea, ne simțim profund onorați să acordăm titlul de doctor honoris causa domnului Alain Juppé, membru al Consiliului Constituțional francez. Distinția pe care o conferim astăzi reprezintă modalitatea prin care Academia de Studii Economice din București își manifestă recunoștința față de meritele excepționale ale domnului Alain Juppé în construcția unei culturi a diplomației publice și a leadership-ului în Franța și în Europa, dovedite în întreaga sa carieră profesională. Desăvârșirea omului Alain Juppé, de o complexitate inegalabilă, pe care încercăm să o încununăm și noi astăzi, prin această distinție, este marcată profund de câteva calități construite cu multă măestrie într-o viață. Un politician în slujba cetățenilor țării sale și un prieten al României, dar și un european prin excelență, un vizionar pentru ideea europeană. Domnul Alain Juppé este un lider și un diplomat emerit și se remarcă prin cariera sa excepțională și contribuția valoroasă la promovarea responsabilității publice, morale și politice de a susține democrația și drepturile omului în Franța, în Europa și la nivel internațional. În întreaga sa carieră, la cel mai înalt nivel, domnul Alain Juppé a îndeplinit în același timp și misiunea de diplomație publică în promovarea rolului important al dreptului internațional și al aplicării principiului responsabilității de a proteja cetățenii. Domnul Alain Juppé s-a născut pe 15 august 1945 la Montmartre. A obținut licența în literatură la École Normale Supérieure, apoi Institutul de Studii Politice din Paris în 1968 și Școala Națională de Administrație, ENA, în 1972, devenind în 1981 absolvent al programului Young Leaders. Parcursul său profesional și politic evidențiază calitățile de lider și diplomație la toate nivelurile. Prim-ministru al Franței între 1995 și 1997, ministru al afacerilor externe 1993-1995, ministru delegat pentru buget, ministru de stat, membru al Parlamentului European și deputat în Parlamentul Franței, viceprimar al Parisului și primar al orașului Bordeaux. De la începutul carierei profesionale, ca inspector de finanțe, până în prezent, în calitate de membru al Consiliului Constituțional, domnul Alain Juppé a fost un susținător al reformelor și a militat pentru respectarea dreptului constituțional și a dreptului internațional. Cu o experiență de peste 50 de ani în diplomație și în administrația publică, la nivel local, național și european, domnul Alain Juppé s-a remarcat prin devotamentul și comportamentul său. A fost unul dintre cei mai fervenți și devotați susținători ai principiilor democratice și un aprig contestatar al extremismului. În calitate de prim-ministru, domnul Alain Juppé a militat pentru revizuirea sistemelor sociale, pentru a reduce inegalitățile din managementul sistemului de securitate socială. Domnia sa a propus o restructurare majoră a sistemului de asigurări sociale și a avut ca principal obiectiv ameliorarea sustenabilității financiare. În viziunea domnului Juppé, sindicatele trebuie să-și asume rolul de actori ai bunăstării. Cu înțelepciune și chipzuință, domnia sa și-a asumat, inclusiv în momente dificile ale carierei politice, poziția de lider care ascultă și înțelege îngrijorările din societate. Nu există economie sau țară prosperă capabilă să-și asigure coeziunea națională fără un dialog social intens, modern și renuit, semnala domnul Juppé în mai 1995 într-un discurs ținut în fața Senatului francez. Remarcăm astăzi că viziunea domniei sale a rămas de actualitate în Franța și în România, în Uniunea Europeană și întreaga lume. Credința domnului Juppé a rămas însă întotdeauna de neclintit. În calitate de om politic,
lider și apărător al drepturilor fundamentale ale omului, domnia sa a fost atașat de principii care definesc întreaga carieră politică, diplomatică și profesională, și anume toleranța, fraternitatea, responsabilitatea și patriotismul. A fost animat de dorința și ambiția de a găsi un echilibru între dezvoltarea economică și coeziunea socială, între integrare și asigurarea protecției sociale. Din acest motiv, a considerat ca fiind prioritară lupta împotriva șomajului. În viziunea domnului Juppé, buna guvernanță este caracterizată drept o mișcare profundă și durabilă, orientată pe crearea de noi locuri de muncă, integrare socială, bunăstare și prosperitate pentru toți, inclusiv pentru cei aflați la periferia societății. A guverna presupune a lupta neobosit împotriva tuturor factorilor de excluziune, deziderat care caracterizează întreg mandatul de prim-ministru al domnului Juppé, care a înțeles nevoia de a reînnoi contractul social pentru a integra nevoile și așteptările tinerilor, ale bătrânilor și ale tuturor categoriilor vulnerabile. Menționăm în acest sens reformele privind accesul tinerilor pe piața muncii, înființarea ghișeului unic pentru ocuparea forței de muncă, creșterea salariului minim, noua politică pentru locuințe care a contribuit la creșterea mobilității și a confortului, renovarea sistemului fiscal printr-o echilibrare mai bună a impozitării veniturilor și implementarea unui sistem fiscal diferențiat. O abordare modernă caracterizează reformele promovate de domnul Juppé și în domeniul educației. Misiunea fundamentală a sistemului de învățământ este aceea de a forma judecata și de a face din copiii noștri cetățeni liberi, remarca domnul Juppé, care a plasat tinerii și profesorii în centrul reformelor pentru un sistem de învățământ modern și performant. Domnia sa a propus o mai mare autonomie pentru unitățile de învățământ, ajustarea programelor școlare, investiția în formarea profesională și dezvoltarea tehnologică, reforma ciclurilor universitare, trecerea de la cofinanțare la co-responsabilitate. Promotor al principiului separației și echilibrului puterilor în stat, domnul Juppé a fost un susținător al proiectului președintelui Jacques Chirac de reformă constituțională, care viza o delimitare mai clară a rolului și competențelor autorităților publice la nivel local, regional și național. Modelul propus de domnul Juppé a constituit o sursă de inspirație și pentru România. În continuare, la raportarea la proiectul promovat de domnul Juppé, își păstrează actualitatea și necesitatea pentru a eficientiza, transparentiza și responsabiliza administrația publică din România. Clarificarea misiunii statului și a sferei serviciilor publice între stat și sectorul privat, între administrația publică centrală și autoritățile locale, între statul național și Uniunea Europeană, în funcție de nevoile și așteptările cetățenilor, reprezintă o prioritate pentru România și pentru Franța. O altă direcție comună de reformă este reprezentată de transferul sarcinilor de management către servicii, către servicii descentralizate, de delegarea responsabilităților și regruparea funcțională a serviciilor teritoriale. În domeniul administrației publice, domnul Juppé a propus un nou cadru de interacțiune între funcționarii publici mai bine motivați și cetățeni, clienți și beneficiari ai serviciilor publice. Domnul Alain Juppé a fost desemnat și cel mai bun primar din Franța în anul 2015. Domnul Alain Juppé a fost întotdeauna capabil să gestioneze cu profesionalism și etica muncii, hotărâre și viziune, provocările și transformările profunde cu instrumente diplomatice, strategice și administrative adecvate și adaptate pentru a transmite un mesaj de încredere, de entuziasm și de reafirmare a solidarității. Contribuția importantă adusă în conturarea profilului de lider matur evidențiază nevoia de adaptare continuă pentru a consolida și îmbunătăți capacitatea de ascultare, de înțelegere și de a împărtăși o viziune comună. Reforma statului nu este un scop în sine. Statul nu trebuie doar să schimbe structurile și procedurile, ci mai ales trebuie să schimbe cultura, observa domnul Juppé în urmă cu 30 de ani.
Pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor oferite cetățenilor, domnia sa a evidențiat nevoia de mai multă transparență, mai multă participare și responsabilitate. Reforma statului urmărește să transforme profund administrația publică pentru a adapta la nevoile și așteptările cetățenilor. Statul trebuie să evolueze în ritmul societății, pentru ca administrația sa să rămână fidelă vocației sale de a asigura servicii de calitate în beneficiul întregii națiuni. Remarca domnia sa pentru a atenționa că mai presus de toate trebuie să ne pese de cetățean. Gândirea politică de care domnul Juppé a promovat-o în calitățile sale guvernamentale își dovedește actualitatea și în zilele noastre. Spiritul analitic și riguros al domnului Juppé a evidențiat atât nevoia redefinirii unui nou contract social, cât și riscul radicalizării și al subminării libertății de gândire, de conștiință și de religie. Sprijinirea democrației a fost corelată cu asumarea responsabilității morale și politice în concordanță cu valorile și interesele strategice comune. Consolidarea relațiilor bilaterale dintre Franța și România a constituit o prioritate pentru domnul Juppé în timpul mandatului de ministru al afacerilor externe. Domnia sa a rămas un admirator al afinităților istorice, culturale și lingvistice dintre cele două țări, care au consolidat relațiile economice, comerciale și diplomatice. Domnul Juppé a fost un susținător al aderării României la Uniunea Europeană, devenind de la prima vizită oficială în țara noastră, în septembrie 1994, un prieten care a admirat vigoarea francofoniei și care a apreciat progresele realizate în îndeplinirea condițiilor de aderare. Domnia sa a tratat în mod egal țările candidate și a susținut de fiecare dată nevoia de a dubla efortul integrării cu un nou climat de bună vecinătate. Parteneriatul estic a fost considerat de domnul Juppé ca fiind esențial pentru a ne alinia vecinii la valorile europene și pentru a consolida relațiile economice. Proiectul european, promovat de domnul Juppé, corelează procesul de extindere cu aprofundarea relațiilor dintre statele membre. În același timp, domnia sa pune accentul pe valoarea adăugată a apropierii instituțiilor naționale și europene de cetățeni, pentru a redescoperi dinamica irreversibilității parcursului european. Domnul Juppé a semnalat nevoia unei integrări echilibrate și a unei cooperări consolidate. Regulile de responsabilitate bugetară și instrumentele de coordonare constituie precondiții pentru a impulsiona creșterea, convergența și competitivitatea. În anul 2011, domnul Juppé, în postura de ministru al afacerilor externe și europene, puncta esența parteneriatului nostru strategic. Avem multe motive să ne simțim foarte apropiați unii de ceilalți. Motive istorice, motive contemporane, motive culturale și lingvistice, pe care le cunoaștem cu toți. Avem însă și motive economice, deoarece Franța este prezentă în România, fie că este vorba de investiții sau de comerț. Un foarte bun cunoscător al intereselor noastre comune, al punctului de convergență dintre statele noastre și al tuturor aspectelor care ne unesc, domnul Alain Juppé contribuie într-un mod impecabil la definirea rolului României în Europa, fiind printre figurile europene marcante care au susținut clar, direct și fără ezitare, proiectul aderării țării noastre la Uniunea Europeană și apoi la spațiul Schengen. Putem remarca eleganța cu care întotdeauna a abordat problematica Schengen într-o manieră amicală, calmă și corectă, subliniind că nu există ambiguitate pentru noi. România are vocația de a adera la spațiul Schengen de îndată ce sunt îndeplinite toate condițiile aderării și o susținem în acest sens. Cu admirație remarcăm că domnul Juppé a avut permanent în centrul preocupărilor sale să susțină România în cadrul Uniunii Europene,
evidențind, ori de câte ori avea nevoie, eforturile considerabile pe care țara noastră le-a realizat pentru îndeplinirea condițiilor de aderare. Apoi, în cazul aderării la spațiul Schengen, punctând deopotrivă participarea activă a României în forurile europene. Merită menționat că pentru domnia sa, România și Franța au împărtășit misiunea și ambiția comună de a îmbunătăți viața cetățenilor europeni. Opțiunea pentru mai multă securitate, mai multă creștere economică, mai multă fraternitate și mai multă umanitate plasează Franța și România în rândul familiei de state pro-europene care își doresc o Europă mai unită și mai eficientă, care respectă în același timp identitatea națiunilor care o constituie. Domnul Juppé a contribuit la dezvoltarea și transformarea României. A susținut întotdeauna investițiile franceze în țara noastră și ne-a oferit un model de gândire, reflexie și organizare. Personalitate recunoscută pe plan internațional, domnia sa a împărtășit bogata sa experiență la toate nivelurile de decizie și printr-o activitate pedagogică și științifică. În Canada, la Universitatea din Quebec, profesorul Alain Juppé a predat în anul 2005 la Catedra de Cercetare Aplicată în Afaceri Internaționale și a oferit o abordare inovativă privind rolul statelor-națiune în contextul globalizării. Larga difuzare a perspectivelor pe care le propune se datorează unui număr de peste 10 volume valoroase în limba franceză, publicate la edituri prestigioase din Franța. Dintre acestea, amintind doar câteva: La Double Rupture, Redressement de l'Economie, Responsabilité pour chaque Français, L'avenir de la Politique, 5 ans pour l'Emploi. Originalitatea și profunzimea ideilor care se regăsesc în aceste studii au creat un veritabil curent de gândire care va continua să inspire generații întregi de francezi. Mai precis, în paginile lucrărilor sale, domnul Juppé utilizează mărturia pentru a aduce în prim plan reflecția omului politic, a liderului și a celui care decide, dar și radiografia schimbărilor și provocărilor care animă scena internațională și perspectiva de dezvoltare la nivel local, național și global. Convingerile, portretele și întrebările esențiale cu aplicabilitate în dreptul internațional, în diplomație și în administrația publică, surprind în lucrările domniei sale o viziune profundă ancorată în cultura diplomației și a leadership-ului în Franța și în Europa, dovedită în întreaga sa carieră profesională. Datorită publicațiilor sale, ce au văzut lumina tiparului în spații intelectuale extrem de competitive și vizibile, operele sale au contribuit în mare măsură la înregistrarea progresului în materie de drepturile omului, diplomație și leadership, precum și o cunoaștere și înțelegere mult mai corectă aspectelor problematice din Europa și Orientul Mijlociu. Așadar, în peisajul politic european și chiar internațional, rare ori n-a fost dat să găsim personalități cu trăsături atât de puternice precum cele care se circumscriu lui domnului Alain Juppé. Om de litere, la începutul perioadei sale de educație formală, în regiunea natală, apoi normalian, așa cum sunt denumiți absolvenții celebrei școli superioare de pe legendara Rue Ulm și absolvent a EN. Putem observa că domnul Juppé a păstrat în oglindă același parcurs, atât în viața publică cât și în cea politică. A fost pe deplin angajat convingerilor sale profund democratice. Administrația centrală a fost un loc privilegiat în care contribuția domnului Juppé a fost în consonanță cu pregătirea sa eclectică la nivel universitar. Așa putem explica, într-o suită logică, evoluția domnului Juppé pe șichierul parizian, care îl duce de la finanțe la administrația locală, apoi succesiunea de poziții administrative la cel mai înalt nivel ministerial. Dincolo de reformele administrative menționate anterior, realizate cu mari eforturi politice, domnul Juppé s-a distins prin acea particularitate demnă de misiunea nobilă, care permite să fie întotdeauna conectat
la cunoașterea științifică, la producerea acesteia, la diseminarea ei, precum și la elaborarea reflecțiilor referitoare la fenomenele cu care se confruntă societățile actuale. Să ne situăm la înălțimea istoriei noastre. A sosit timpul să renunțăm la vechile temeri și să fim noi pionieri. Această declarație îl plasează incontestabil pe domnul Juppé ca figură marcantă în consolidarea și extinderea proiectului european, alături de celelalte forțe unificatoare care au avansat ideea de Europa, alături de pionierii Uniunii Europene și susținătorii integrării europene. Remarcăm diplomația cu care a căutat întotdeauna să unească europeni, dedicând viața și munca în slujba ideii europene, în care observăm că a crezut și crede în continuare cu foarte mare pasiune și speranță. Privind în urmă, observăm cu admirație o viață în care domnul Juppé a dedicat-o căutării progresului european, urmărind să unească, să armonizeze. Așa cum spunea domnia sa odată, Europa nu șterge identitățile naționale, ci dimpotrivă le întărește. În ciuda diversităților, domnia sa a crezut întotdeauna într-o uniune care înduce pe noi toți europenii împreună. Este un vizionar. Și nu putem să nu ne aducem aminte că această viziune a lui Juppé este fără doar și poate o continuare a forței unificatoare din spatele nașterii Uniunii Europene, a părinților săi fondatori. Ne amintim astfel că Jean Monnet declara: continuați, continuați. Nu există alt viitor pentru popoarele europei decât în Uniune. Același Jean Monnet amintea: de pași mici, efecte mari, cu metodă, ambiție, viziune și dedicație, domnul Juppé a continuat. A continuat și a clădit. Observăm astfel o serie de inițiative ale domnului Juppé care își relevă importanța pentru construcția proiectului european. De-a lungul activității sale profesionale, remarcăm preferința pentru conducerea unor negocieri pe baza unor parametri echilibrați. Domnul Juppé semnalând întotdeauna nevoia de a ține cont de interesele legitime ale tuturor actorilor implicați. În același timp, domnia sa a considerat că politica europeană de vecinătate necesită să fie revizuită în spirit de încredere, previziune și vigilență. Susținător al politicii agricole comune, domnul Juppé a evidențiat semnificația strategică a agriculturii pentru un european, pe care a considerat-o ca fiind o piatră de temelie a identității europene, care menține Europa unită și puternică. Pilon al Uniunii Europene, politica agricolă comună dispune de un rol esențial în dezvoltarea construcției europene. Viziune pe care Franța și România o împărtășesc prin promovarea rolului multifuncțional al agriculturii. Înțelegem astăzi, în Franța și în România, riscurile pe care domnul Juppé le-a semnalat în urmă cu mai bine 20 de ani ca urmare a reducerii valorii intrinseci a muncii agricultorilor. Este loc pentru fiecare și fiecare are locul lui. Mesajul domnului Juppé aduce în prim plan misiunea politicii agricole comune de a reduce povara asupra fermierilor prin dezvoltarea capacității reale de gestionare a crizelor și prin restabilirea vocației economice. Domnul Alain Juppé a anticipat apariția euroscepticismului în statele membre, iar pentru a preveni divizarea și accentuarea sentimentului de neîncredere, a propus o reformă constituțională cu scopul de a clarifica competențele instituțiilor europene și a procedurilor decizionale. Fără echivoc, domnul Juppé și-a dorit o uniune economică, socială și politică care să-și afirme personalitatea, să-și apere interesele în competiția globală și care să dispună de mijloace necesare pentru a-și asigura identitatea și securitatea. În același timp, domnia sa a trasat o direcție foarte clară privind aplicarea dreptului internațional, de care avem în continuare nevoie pentru a gestiona provocările și crizele actuale.
domnul Juppé, a militat pentru o reinventare a diplomației și a dreptului internațional, de mers necesar pentru a dispune de instrumentele adecvate și adaptate la noile provocări și amenințări. La întâlnirea cu istoria, domnul Juppé a răspuns prezent în mod proactiv și asumat. Convingerea că nu poate asista ca spectator la schimbările extraordinare care se produc la nivel global. Gândirea domnului Juppé a fost influențată de scrierile lui Voltaire, Molière și Montesquieu, de spiritul de moderație și pasiunea pentru libertate, pentru a găsi în același timp calea de mijloc și compromisurile necesare pentru a proteja drepturile fundamentale și statul de drept. Domnul Alain Juppé a dat dovadă de pragmatism și perseverență, reușit să convingă mai degrabă decât să impună convingerea că incapacitatea de a reforma este fatală în orice societate. De-a lungul întregii sale cariere politice și diplomatice, la cel mai înalt nivel de reprezentare, personalitatea și viziunea domnului Juppé au marcat aplicarea principiului responsabilității de a proteja în momente de cotitură pe plan internațional. Remarcăm cu precădere intervenția domnului Juppé în calitate de ministru al afacerilor externe la Institutul Brookings, la Washington, 6 iunie 2011, moment în care a manifestat o poziție fermă pentru a susține primăvara arabă, pe care o caracteriza drept mișcare irreversibilă de reînnoire care întruchipează valori universale, precum demnitatea, libertatea, respectul pentru drepturile omului, dreptul oamenilor de a-și alege proprii lideri. Pentru a proteja respectul pentru drepturile omului, domnia sa a propus o prezență activă a comunității internaționale în Orientul Mijlociu, cu respectarea dreptului fiecărui popor de a-și decide propriul destin. Alain Juppé a fost deopotrivă un apostol al Europei, un exeget al mondializării și un observator critic al statului și al politicilor sale. Întotdeauna, domnia sa a fost deschis către cei din jurul său, niciodată nepăsător în fața ideilor care însumau un alt punct de vedere diferit față de al dânsului. Alain Juppé, domnul Alain Juppé, a constituit un reper a celor care caută înțelepciune în decizii și forță în acțiune. Distingue Monsieur Alain Juppé, membre du Conseil constitutionnel, la communauté de l'Académie des sciences économiques du Bucarest est honorée de décerner à votre excellence le titre de honoris causa en reconnaissance de l'excellence scientifique et professionnelle dans la promotion de la responsabilité commune en soutien de la démocratie et des droits de l'homme. Ce que nous reconnaissons aujourd'hui, c'est l'excellence que nous remarquons chez Alain Juppé, l'homme politique, mature, responsable. Alain Juppé, l'ami de la Roumanie. Alain Juppé, le visionnaire et le partisan du leader européen. Merci. Dăm în continuare cuvântul pentru prezentarea conținutului diplomei Dr. Honoris Causa domnului profesor universitar Dr. Nicolae Studor, rectorul universității noastre. Mulțumesc, domnule președinte. Senatul Academiei de Studii Economice din București a decis în ședința sa din 6 martie 2024 să confere domnului Alain Juppé titlul de doctor honoris causa al Academiei de Studii Economice din București pentru strălucita sa contribuție la construirea unei culturi a diplomației care integrează morala publică și responsabilitatea politică în slujba democrației și a dreptului omului în Franța, în Europa și în lume, pentru sprijinul constant acordat integrării României în Uniunea Europeană, pentru spiritul său vizionar și pentru angajamentul exemplar în promovarea unei modernizări profunde în educație, în domeniul muncii, al sănătății și al reformelor constituționale, precum și pentru participarea sa la viața publică la cel mai înalt nivel. Felicitări și succes, domnule președinte! Mulțumesc!
Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Recteur de l'Académie d'études économiques de Bucarest, Mesdames et Messieurs, vous me faites un très grand honneur en m'octroyant aujourd'hui le titre de docteur honoris causa de votre Académie, la plus prestigieuse institution d'enseignement supérieur et de recherche économique de Roumanie, institution centenaire au rayonnement international unanimement reconnue. Je ne suis pas sûr de mériter les éloges qui viennent de m'être adressés, mais ils me vont droit au cœur, d'autant plus que je n'en ai jamais reçu autant dans mon pays. Je salue les personnalités présentes, notamment M. l'ambassadeur de France, à la présence duquel je suis très sensible. Je voudrais avoir un mot particulier aussi pour quelqu'un que j'oserais appeler mon cher collègue. Je veux parler de Rarès Bourlacou. C'est en effet au Québec, et plus précisément à l'École d'administration publique, l'ENAP, que nous avons lié une relation d'amitié qui a résisté au temps. J'y faisais en 2005-2006 un cours consacré aux effets de la mondialisation sur le rôle et le fonctionnement des États. Et Rarès a pris le relais de cet enseignement quand je suis retourné à Paris, où j'ai été heureux de le revoir quand il y séjourne dans notre capitale. Permettez-moi de voir aussi dans ce diplôme la reconnaissance des efforts que j'ai déployés dans mes différentes responsabilités nationales pour renforcer le lien de coopération et d'amitié entre la Roumanie et la France. À peine nommé ministre des Affaires étrangères, je m'étais rendu en visite officielle à Bucarest les 7 et 8 septembre 1994, où j'avais assuré mes interlocuteurs de ma volonté, je me cite, « de faire fructifier le capital de sympathie entre nos deux pays ». Tout nous y invitait, nos liens historiques, culturels, linguistiques, mais aussi économiques et politiques. La diplomatie française a en effet œuvré activement à l'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne, qui s'est concrétisée le 1er janvier 2007, puis à son entrée par étapes, une nouvelle vient d'être franchie récemment, dans l'espace Schengen, dont j'espère qu'elle pourra bientôt être complètement parachevée. Revenu au Quai d'Orsay en 2011, j'ai tenu à organiser d'emblée, avec mon homologue roumain, une rencontre bilatérale à Paris, au cours de laquelle nous avons réaffirmé notre vision d'une Europe équilibrée entre sa dimension méridionale et orientale, ainsi, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Vice-Recteur, que notre détermination à soutenir une politique agricole commune forte. Je me réjouis que cette relation privilégiée entre la France et la Roumanie se soit renforcée au fil des années, comme le démontrent les visites du président Macron en 2017, et à nouveau en juin 2022, pour rencontrer les troupes françaises déployées ici dans le cadre de la présence avancée de l'OTAN, et s'entretenir avec son homologue, le président Ioannis, qu'il a reçu ensuite à l'Élysée en novembre 2011, à l'occasion du Forum de Paris sur la paix, 2021, pardon. J'ai choisi de prononcer aujourd'hui devant vous un plaidoyer en faveur de ce qui a été le fil conducteur de mon engagement politique, peut-être aussi de ma vie personnelle. Je veux parler de l'amour de la liberté, qui est ici, je le sais, largement partagé. Cet amour, je l'ai nourri de l'enseignement de mes maîtres à penser. Michel de Montaigne, qui a été l'un de mes lointains prédécesseurs à la mairie de Bordeaux, pas très brillant d'ailleurs, entre parenthèses, c'est une autre affaire. Montesquieu, dont j'ai voulu montrer la modernité dans le livre que je lui ai consacré en 1999. Alexis de Tocqueville, bien sûr, dont les analyses de la société française restent d'une étonnante actualité et plus près de nous. Raymond Aron, qui demeure l'inspirateur du libéralisme en France. Souvent, ce mot de libéralisme a, chez nous, une connotation péjorative, et on aime le faire procéder du préfixe « néo » ou « ultra ». Pour moi, c'est intrinsèquement le mouvement de la liberté,
ce qui ne rime naturellement pas avec la loi de la jungle. Montesquieu donne de la liberté cette définition très exigeante, c'est le droit de faire ce que les lois permettent. J'ajouterai encore faut-il que les lois soient bonnes, mais ça, le Conseil constitutionnel y veille. Et j'aime citer ce passage admirable de Tocqueville dans l'Ancien Régime et la Révolution. Je cite « La liberté seule peut retirer les citoyens de l'isolement dans lequel l'indépendance même de leurs conditions les fait vivre, pour les contraindre à se rapprocher les uns des autres, qui les réchauffe et les réunissent chaque jour par la nécessité de s'entendre. » La liberté, donc, comme antidote à l'égoïsme et à la solitude, quelle belle ambition. Je mesure la chance que j'ai de vivre dans un pays où les libertés, individuelles et collectives, sont garanties et d'exercer au sein de notre Conseil constitutionnel un office qui consiste précisément à veiller sur le respect de ces libertés. Au sein de l'Union européenne, c'est un bien que nous avons en commun, j'y reviendrai dans un instant. Si je choisis d'en parler devant vous aujourd'hui, c'est parce que nos libertés ne sont pas un acquis pour toujours. Je dirais même qu'elles sont aujourd'hui menacées. La menace la plus grave est évidemment militaire. La guerre est à nos portes. Mon devoir de réserve en tant que membre du Conseil constitutionnel m'interdit de participer au débat en cours sur la question. J'en dirai néanmoins deux mots qui résument deux convictions. Premièrement, contrairement à une petite musique qu'on entend parfois chez nous, c'est Poutine l'agresseur et pas l'OTAN qui n'a jamais eu pour projet d'attaquer la Russie. Je peux au contraire porter témoignage que dans les années 2000, l'Union européenne et notamment la France et l'Allemagne ont tout fait pour parler à Poutine et l'associer à la recherche d'une nouvelle architecture de sécurité sur le continent. Deuxième conviction, si nous laissons Poutine gagner, c'est notre propre sécurité qui sera en cause. Ai-je besoin de développer ce point ici, dans votre pays, qui est en première ligne? D'où la nécessité d'un engagement résolu de nos démocraties pour aider l'Ukraine à résister et à gagner. Le temps de la négociation avec un adversaire qui ne veut rien lâcher n'est pas venu. La menace sur nos libertés est en second lieu politique. Je pense à la crise de la démocratie représentative qui affecte nos nations, en Europe et au-delà. On en connaît les symptômes, des taux records d'abstention aux élections, un affaiblissement des partis politiques de gouvernement, le discrédit des hommes et des femmes politiques qui sont tous présumés menteurs ou impuissants, la montée des populismes, le regain de popularité des hommes et des régimes forts, parfois déguisé sous cet oxymore, cette contradiction dans les termes, qu'est le concept de démocratie illibérale. Les principes mêmes de l'état de droit sont mis en cause, qu'il s'agisse de la séparation des pouvoirs ou de la hiérarchie des normes. Il nous faut réfléchir aux causes profondes de cette évolution, à trouver sans doute en partie dans l'élévation du niveau moyen de formation et d'information de nos concitoyens, qui sont désireux de participer davantage à l'élaboration des décisions qui les concernent et trouver des réponses à cette aspiration. Il n'y a pas, en effet, pour sauvegarder nos libertés, d'alternative à la démocratie représentative. Vous connaissez la citation, le pire des systèmes politiques à l'exclusion de tous les autres. La menace sur nos libertés est aussi scientifique. On nous annonce d'extraordinaires innovations permises par les progrès de l'intelligence artificielle. Il serait absurde de tenter de les combattre, car elles nous apporteront de magnifiques avancées dans le domaine de la santé, par exemple, mais aussi du travail, de la vie quotidienne, voire de l'environnement. Mais ces avancées sont ambivalentes. Elles peuvent aussi menacer nos libertés fondamentales, par la diffusion de mensonges ou les succès du complotisme. À nous de les mettre au service de l'intelligence humaine et pas l'inverse. Certains experts se demandent même si nous ne devrions pas protéger une sorte de liberté cognitive, celle de nos cerveaux humains, contre les tentatives faites pour les domestiquer. Je ne veux pas charger la barque. J'ajouterai simplement une dernière menace de nature morale, celle-ci,
je pense à la sinistrose qui sévit parmi nos concitoyens. Et là, je parle des Français. Tout particulièrement dans le peuple français qui est porté, c'est sa réputation, tout à la fois à la colère et au scepticisme. De récentes enquêtes d'opinion mettent en évidence l'état d'esprit qui prévaut aujourd'hui dans mon pays. Les mots de méfiance, de lassitude, de morosité dominent, plus que chez la plupart de nos partenaires. Il est vrai que les discours distillés à l'envi par nombre de nos experts et intellectuels n'incitent pas à la confiance. On y ressasse les concepts de déclinisme, d'affaissement, voire de sortie de l'histoire, quand on ne va pas jusqu'au wokisme ou à la cancel culture, ce poison de la culpabilité et de la repentance. Comme si nos contemporains étaient responsables de la pratique de l'esclavage du temps de Platon, puisqu'il paraît qu'outre-Atlantique, on interdit l'enseignement du grec pour cette raison. La bêtise n'a pas de limite. Dès lors, que faire ? Renoncer ou réagir, en toute lucidité mais avec détermination. Pour le responsable politique que j'ai été et que je reste sans doute en mon fort intérieur, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Renoncer, c'est prendre le chemin de la servitude volontaire qui fera de nous les vassaux des grands empires du XXIe siècle. Agir, c'est nous donner les moyens de prendre notre place parmi les acteurs du monde qui vient. Certes, nous ne sommes plus le centre du monde et les autres ne pensent pas comme nous, pour reprendre le titre d'un ouvrage récent. Les talibans en Afghanistan ne pensent pas comme nous sur l'égalité entre les hommes et les femmes. L'Arabie saoudite ou l'Iran ne pensent pas comme nous sur la peine de mort. La Chine sur la liberté de la presse. La Russie sur des élections libres. Est-ce une raison pour nous excuser de penser ce que nous pensons ? Bien au contraire, nous devons retrouver la fierté des valeurs que nous partageons. D'abord, au sein de nos nations, c'est là qu'il faut combattre en priorité les dérives populistes et la séduction des dictatures liberticides. Il y faut un travail de pédagogie et d'éducation fondamentale qui nous incombe à tous. La première mission de l'école est de former des esprits libres, et c'est aussi l'éminente responsabilité de l'université. Ce devrait être la priorité des politiques publiques. Ensuite, il faut agir ensemble, entre Européens. Les réponses aux grands défis que nous devons relever, le sauvetage de notre environnement, la réduction des inégalités qui sont la source des mouvements de population non maîtrisés, le contrôle démocratique des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle, aucune de ces réponses ne peut être seulement nationale. Il faut les construire ensemble, entre partenaires européens. J'ajoute que l'Union européenne n'est pas seulement une monnaie unique, un grand marché, une fabrique de normes assez productive, il faut bien le dire. C'est d'abord et avant tout une communauté de valeurs dont les membres ont souscrit à une charte des droits fondamentaux qui est bâtie sur 6 piliers, la dignité de la personne humaine, la liberté, l'égalité, la solidarité, la citoyenneté, la justice. Ces valeurs, je l'ai dit, ne sont plus consensuelles à travers la planète, à supposer qu'elles ne l'aient jamais été. Mais nous tenons toujours à leur universalisme. Longtemps, nous avons été tentés de les imposer aux autres par la force, la colonisation ou certaines opérations militaires. Ce temps est révolu. Celui de l'exemplarité est venu. C'est en les respectant chez nous que nous montrerons à la face du monde qu'on est plus heureux en démocratie qu'en dictature. Et n'est-ce pas ce que pensent les jeunes migrants africains, par exemple, qui ne se dirigent ni vers la Chine ni vers la Russie, mais vers l'Europe ou sur le continent américain, vers les États-Unis ou le Canada. Il fait meilleur vivre en liberté que dans les fers. Montrons-le, ce sera notre force collective. Demain ou ce soir, je retourne en France et je sais quoi dire à mes concitoyens pour leur remonter le moral. Gaudeamus igitur. Începutul lunii aprilie reprezintă pentru noi Academia de Studii Economice un moment deosebit pentru faptul că, așa cum știm marea parte din noi, cei prezenți aici,
Academia noastră a fost înființată prin decret regal pe 6 aprilie 1913. Așadar, mâine împlinim 111 ani. Vă mulțumim că faceți parte din acest eveniment. De fapt, decizia noastră pentru acordarea titlului de doctor honoris causa domnului prim-ministru Alin Jupen a fost luată în acest context. Alegem cu grijă, așa cum știm cu toții, atât Consiliul de Administrație cât și Senatul, membrii comunității noastre. Pentru că doctorii honoris causa, după ce primesc diploma, sunt membri ai comunității universitare. Ca atare, îi urăm bun venit domnului prim-ministru în rândul comunității noastre. Discutam astăzi la ora 9:30 la birou, când ne-am întâlnit înainte de eveniment, și spuneam domnului prim-ministru că acum un an am avut o altă personalitate, la fel de importantă pentru noi ca țară, e vorba de Jean-Claude Juncker. De ce spunem că alegem cu grijă și mulțumim pe această cale domnului președinte Burlacu, pentru că propunerea a venit în primul moment de la domnia sa. Criteriile sunt cele știute și scrise în regulamente, dar noi cei care semnăm pe documente știm că urmărim să aducem în comunitatea noastră personalități de seamă din Europa și din lume și din țară, dar în ultimul timp am văzut că ne orientăm către personalități din străinătate care sprijină atât țara noastră cât și Europa și politica europeană. Domnul prim-ministru a vorbit despre libertate, sigur că este foarte importantă. Meritele domniei sale sunt fără doar și poate recunoscute prin laudațiu prezentat de către colegul Marius Profiroiu. Ați văzut destul de larg, pe mai bine de 10 pagini, după câte mi-aduc aminte. Poate că era loc și de mai multe laude, dar cu siguranță că poporul francez știe foarte bine ce a făcut domnul prim-ministru pentru Franța. Europa știe la fel de bine și noi știm la fel de bine că ne-a sprijinit și ne sprijină în continuare, atât în procesul de aderare, dar mai ales în procesul acesta destul de complex și lung de integrare în Europeană. Tot la fel îi spuneam domnului prim-ministru în birou, la noi, că când intrăm într-o organizație cu membrii cu drepturi depline, avem drepturi și obligații. Sigur că drepturile sunt binevenite, le știm cu toții. Vă rugăm, domnule prim-ministru, să ne ajutați în procesul complex de integrare a noastră și de acreditarea universității noastre în tot ce înseamnă programele europene și mondiale. Am început echipa noastră, știm foarte bine, pentru că suntem la început de mandat. Doamnele, domnului decani, știu că au semnat și indicatori de performanță. Acest obiectiv de internaționalizare este foarte important pentru noi și considerăm că aici ne puteți ajuta foarte mult în acest proces legat de aderarea la rețele internaționale, la rețele de cercetare, dar la fel de adevărat este că vă așteptăm cu mare drag în această unică aula magna, cum îmi place mie să spun, pentru a ne prezenta din experiența dumneavoastră, atât nouă, cadrelor didactice, cât și studenților. Domnul prim-ministru, să vă dea bun Dumnezeu sănătate, dumneavoastră și tuturor celor dragi, și să ne revedem sănătoși. Vă mulțumim! Mulțumim domnului rector pentru că astăzi universitatea noastră a devenit mai bogată și cu atât mai mult cu cât am avut astăzi onoarea de a ne îmbogăți cu o personalitate care îi mulțumim acum pe final încă o dată pentru că a acceptat să intre în rândul comunității noastre. Dați-mi voie ca încheiere să-l felicităm cu toții
pe domnul Alain Juppé pentru această distinție bine meritată și să-i mulțumim pentru contribuțiile domniei sale realizate și avute până în prezent și să-i urăm mult succes în tot ce domnia sa va întreprinde, sigur, cu o parte din contribuții adresate sau venite și din partea comunității noastre. Să fie acest eveniment un prilej de inspirație pentru noi toți și să ne motiveze să continuăm să promovăm valorile pe care le împărtășim. Vă mulțumesc, la mulți ani ase și să ne regăsim la fel de bucuroși, așa cum imnul Uniunii Europene îl promovează, și să ne bucurăm împreună așa cum imnul Gaudeamus Igitur arată. Vă mulțumesc!